Bună ziua, colegi! Începem cu ordinea de zi, tradițional, cu privire la cadre. Primul raportor, ministrul afacerilor externe și integrării europene, domn Popescu, vă rog. Bună ziua, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului. În temeiul articolului 86, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 10, alineatul 6 din legea cu privire la serviciul diplomatic, se prezintă pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind rechemarea domnului Anatolie Evangheli din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elena și prin cumul în Republica Cipru, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. Și această rechemare are loc pentru că mandatul domnului Evangheli a expirat. Deci este un pas standard în rotația în sistemul nostru diplomatic. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, cine este pentru? Vă mulțumesc. Adoptat. Următorul subiect, domnul Gherciu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului. Domnul Gherciu, cu mască vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în temeiul articolului 7 din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și articolul 6 din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare propune numirea domnului Iurie Scripnic în funcția de secretar de stat al Ministerului. Domnul Scripnic are o vastă experiență în domeniul producerii și promovării producției de origine animală, deținând mai multe funcții manageriale aferente acestui segment. Este licențiat în economie și zootehnie, fiind antrenat în activități științifico-didactice, în calitate de lector, deținând și funcția de prodecan al Facultății de Zootehnie și Biotehnologie a Universității Agrare de Stat. De asemenea, dumnealui deține și experiență practică. Ne experiem convingerea că cunoștințele și abilitățile sale profesionale vor permite consolidarea instituției ministeriale, dar și realizarea dezideratelor și prerogativilor pe filiera animalieră. În contextul celor menționate, rog susținerea Guvernului pentru candidatura propusă. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 21, alineatul 7, litera și alineatul 8 din legea numărul 308-2017 cu la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se propune constatarea încetării mandatului de director al Serviciului Prevenirea și combaterea spălării banilor al domnului Vasile Șarco din data de 15 septembrie 2021 în baza cererii de demisie. Deja pe oficiile teritoriale ale Cancelarii de Stat, deci în temeiul prevederilor legale propunem eliberarea domnului Vladimir Ceban din funcția de șef al oficiului teritorial Soroc al Cancelarii de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu din data de 15 septembrie 2021. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Rog să votăm. Adoptat. Vă mulțumesc. Eliberarea domnului Alexandru Gaga din funcția de șef adjunct al oficiului teritorial Comrat al Cancelarii de Stat din data de 16 septembrie 2021. Cine este pentru această hotărâre adoptată? Mersi. Și eliberarea doamnei Eleona Student din funcția de șef adjunct al oficiului teritorial Orhei al Cancelarii de Stat responsabil de raionul Telenești din data de 16 septembrie 2021. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Acum numiri? Da, numiri. Mulțumesc. În temeiul articolului 7 litera I din legea 136 cu privire la guvern și articolul 6 alineatul 3 din legea 199-2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică se propune numirea domnului Ghenadi Kazanji în funcția de șef al oficiului teritorial Comrat al Cancelarii de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu din data de 16 septembrie 2021. Domnul Kazanji este jurist de profesie, are experiență de muncă atât în sectorul privat cât și în sectorul public, activând instituțiile Ministerului de Interne, Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției și timp de 7 ani a activat în cadrul oficiului teritorial Comrat al Cancelarii de Stat.
Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei candidaturi? Vă mulțumesc și mult succes! Propun numirea domnului Vecislav Burlacu în funcție de șef al Oficiului Teritorial Soroc al Cancelarei de Stat, reprezentant al Guvernului Teritoriu din data de 16 septembrie 2021. Dumnealui este licențiat în științe administrative, are experiență de lucru în autorități publice locale, în special activat în cadrul primăriei orașului Soroca. Timp de 9 ani activează în sectorul asociativ, este coordonator al reprezentanței Republicii Moldova a Centrului Regional de Cooperare Transfrontalieră, Euroregiunea Nistru, director executiv al Asociației Obștești Euroregiunea Nistru și are experiență ca coordonator de programe în domeniul protecției mediului. Vă mulțumesc. Întrebări pentru candidat? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea candidaturii? Vă mulțumesc, o experiență pertinentă pentru Soroca și mult succes! Mulțumesc! Propunem numirea doamnei Victoria Berzan în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelarii de Stat din data de 20 septembrie 2021. Doamna Berzan este licențiată în drept și master în administrație publică, are experiență de 18 ani de activitate în autorități administrației publice locale, la moment activează în cadrul Consiliului Regional în Băsari. Cine este pentru susținerea candidaturii? Vă mulțumesc! Următorul. În continuare, propune numirea domnului Alexandru Bordeinei în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Iedineț al Cancelarii de Stat din data de 16 septembrie. Dumnealui la fel are licență și master în drept și a activat în instituțiile Ministerului Afacerilor Interne. Cine este pentru susținerea acestei candidaturi? Vă mulțumesc! Felicitări și mult succes! Propunem numirea doamnei Elena Borș în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelarii de Stat din data de 16 septembrie 2021. Doamna Borș are studii pedagogice, este master în administrare publică, are experiență de muncă în sectorul privat și în sectorul public în cadrul autorităților administrației publice locale. Cine este pentru susținerea candidaturii? Vă mulțumesc! Și ultima numire, propunem numirea doamnei Aurica Condrea în funcție de șef adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelarii de Stat, la fel din 16 septembrie. Doamna Condrea este absolventă a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, are experiență de activitate în administrația locală în cadrul Consiliului Regional Șoldănești și timp de 5 ani a fost angajat al Cancelarii de Stat, activând în funcție de specialist în cadrul Oficiului Teritorial Orhei. Cine este pentru susținerea candidaturii? Vă mulțumesc! Acum trecem la ordinea de zi. Doamna Nimerenco, vă rog. Stimat domn prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră la proiectul privind modificarea hotărârii de guvern numărul 820-2009 cu privire la Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Proiectul modificărilor acestei hotărâri de guvern a fost elaborat de către Ministerul Sănătății în temeiul prevederilor articolului 2 din legea numărul 32-33 din 2021 pentru modificarea articolului 55 din legea numărul 10 din 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. Modificarea inclusă se referă la componența Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care în baza principiului de paritate să includă membrii ai Guvernului, reprezentanța ai structurilor subordonate Guvernului, precum și specialiști în domeniul sănătății publice. Prin proiectul respectiv se propune completarea componenței nominale a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică cu membri, așa cum este scris în lege. Specialiști în domeniul sănătății publice, reprezentanții ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu, Academiei de Știință a Moldovei, a Școlii de Management în Sănătate Publică, a instituțiilor medico-sanitare publice implicate în gestionarea pandemiei de toate nivelele și, de asemenea, a societății civile. La lucrările comisiei pot participa cu drept de vot consultativ și reprezentați ai organismelor internaționale. Pentru implementarea proiectului hotărârii de guvern privind modificarea hotărârii guvernului 820 din 2009, nu sunt necesare alocare de resurse financiare din contul bugetului public. Proiectul menționat nu transpune și nu contravine legislației Uniunii Europene. Proiectul hotărârii de guvern a fost trimis spre expertiză juridică și propunerile altor ministere și subdiviziuni au fost luate în calcul și ajustat actul normativ.
rog să susțineți și să aprobăm acest proiect. Deci fortificăm componenta de sănătate publică în Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, conform modificărilor făcute în legislație. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Vă mulțumesc. Următoarea tot, doamna Nimerenco. Prezint spre atenția dumneavoastră, stimați colegi, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19, finanțare adițională, care a fost semnat la 9 august 2021. Deci, hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea acestui proiect de lege pentru ratificarea acordului de finanțare din Republica Moldova și, după cum a menționat, Asociația Internațională pentru Dezvoltare, a fost semnat la 9 august și actualitatea acestui acord de finanțare este dictată de necesitatea urgentă a unui răspuns permanent și adecvat la infecția cu nou virus COVID-19, care necesită permanent mobilizarea unor resurse financiare adiționale. Obiectivele proiectului dat, finanțat prin acest acord, vizează susținerea implementării procesului în special de imunizare anticovid la nivel național. Acordul de finanțare adițională permite debursarea unui împrumut de urgență în sumă totală de 24,80 milioane de euro pentru realizarea măsurilor convenite de comun acord cu Banca Mondială și în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Prin acordul sus menționat, vor putea fi achiziționate vaccinuri, poate fi fortificat sistemul lanțului frigorific, fortificate capacitățile de gestionare a tuturor deșeurilor medicale, a sistemelor informaționale în sănătate, precum și acordarea asistenței tehnice destinată fortificării capacităților de implementare a procesului de imunizare, inclusiv comunicarea și alte aspecte. Deci și diferite alte activități care sunt aferente acestor principale. Acordul de finanțare prevede acordarea unui împrumut de urgență la condiții de creditare oferite de Asociația Internațională pentru Dezvoltare, a fost negociat în echipă cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Rog susținerea proiectului dat. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Vă mulțumesc. Adoptat. Foarte importantă componenta de comunicare strategică, doamna Nimerenco. Există foarte multă informație falsă în rețelele de socializare despre procesul de vaccinare și despre efectele vaccinării. De aceea, cel mai important este să informăm corect lumea ca alegerea cetățeanului să fie informată. Vă mulțumesc. Și ultimul proiect, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră avizul unic asupra amendamentelor înaintate de către deputații în Parlament la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Inițiativa legislativă a Guvernului numărul 6 din 14 ianuarie 2021. Cu titlu general, se comunică despre susținerea amendamentelor înaintate de către deputații în Parlament și anume amendamentele VO numărul 9 din 9 februarie 2021 și amendamentele DP 136/03-159 din 20 august 2021 și nu se susțin amendamentele RG 140 din 10 februarie 2021. Argumentele detaliate toate, care sunt foarte multe, au fost expuse în prezentul aviz. Totodată, dorim să menționăm despre importanța proiectului. Inițiativa legislativă a Guvernului din 6 din 14 ianuarie 2021, care este determinată de necesitatea reglementării temeiului legal pentru compensarea dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Scopul acestui proiect este, de fapt, sporirea unui acces la populații, la dispozitive medicale și facilitarea procesului de distribuire a acestuia în conformitate cu cerințele actuale a sistemului de sănătate. Sistemul existent pe care îl avem de procurări centralizate prin intermediul CAPCS-ului este însoțit de încă multe deficiențe la care lucrăm să le înlăturăm în procesul de repartizare uniformă, precum și deficiențe care țin de accesibilitatea fizică a populației la aceste dispozitive medicale, de exemplu,
teste, lanțete pentru determinarea glicemiei prin poștă sau de către instituțiile raionale de medicină primară, exoproteze mamare de diferite mărimi, precum și pungi colectoare pentru stome. Chiar dacă ele sunt achiziționate corect, ele trebuie să ajungă la populație și acest proces este unul îndelungat, plin de bariere. Mecanismul actual care este propus vine să asigure cu dispozitivele medicale și este condiționat de alte elemente precum contestațiile continue care sunt la licitațiile publice și prelungesc foarte mult procesul de achiziții publice, nerecepționarea integrală a dispozitivelor medicale de către instituțiile medicale de la operatorii economici cauzată de lipsa unei metodologii clare care determină necesarul de dispozitive medicale, lipsa unei flexibilități legislative privind cazurile în care anumite dispozitive medicale rămân fără oferte pe parcursul anului și practic nimeni nu depune atunci când este anunțată o licitație și compensarea dispozitivelor medicale în sectorul ambulator reprezintă un element indispensabil în garantarea accesului universal la sănătatea populației, care va contribui la creșterea accesibilității fizice la dispozitive medicale, va asigura o concurență loială și va crește diversificarea acestor produse pe piața farmaceutică. Proiectul a fost avizat pozitiv și expertizat de către autoritățile și părțile interesante și, într-un limbaj foarte simplu, vreau să spun că populația va avea acces, de exemplu, la teste glicemice, la lanțete și diferite alte dispozitive legate de monitorizarea și dispanserizarea și evidența anumitor maladii cronice prin intermediul farmaciilor. La momentul când va fi introdusă și lucrăm asupra la acest element a rețetei electronice, ele vor putea fi ridicate în oricare colț a Republicii, în oricare farmacie, fără să așteptăm aceste licitații interminabile și fără ca să avem distribuirea lor prin intermediul oamenilor care adesea influențează negativ însăși procesul desfășurat. Aceasta vine să majoreze accesul populației la anumite consumabile și dispozitive, nu doar la medicamente. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc! Un proiect important. Vă mulțumesc pentru explicarea mai simplă. Cetățeanul trebuie să înțeleagă că această lege, de fapt, aduce consumabile pentru cei care sunt bolnavi de diabet sau au boli oncologice mai aproape de ei prin accesarea lor în farmacii. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. Domnul Litvinenko, următorul. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi. Propun aprobarea avizului Guvernului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Este vorba de articolul 32 cu indicele 3 din Codul Fiscal, articolul 6 din legea cu privire la serviciu VAMAL. Prin acest proiect, inițiativă legislativă a deputaților, se propune modificarea dispozițiilor legale privind statutul juridic al directorului Serviciului Fiscal de Stat și al directorului Serviciului VAMAL. Se propune ca directorii instituțiilor respective să fie raportați la persoane cu funcții de demnitate publică, fiind numiți și eliberați de către guvern la propunerea Ministrului Finanțelor. Avizul este în sensul susținerii acestei inițiative legislative. Vă rog să susțineți prin vot acest aviz. Mulțumesc! Sunt instituții importante și trebuie să aibă și o responsabilitate politică pentru rezultatele muncii lor. Cine este pentru aprobarea acestui aviz? Vă mulțumesc! Următorul, domnul Litvinenko. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, este de asemenea un aviz la un proiect de lege elaborat de un grup de deputați. Esența proiectului de lege este aducerea în concordanță a reglementărilor în domeniul administrării Curții Supreme de Justiție în corelare cu standardele constituționale în domeniul justiției și implicit restabilirea controlului Consiliului Superior al Magistraturii asupra procesului de administrare a Curții Supreme de Justiție în cazul survenirii interimatului funcțiilor administrative. Avizul Guvernului este în sensul susținerii inițiativei legislative, totodată sunt propuse anumite propuneri de îmbunătățire. Rog, stimați colegi, să susțineți acest aviz. Mulțumesc! Dacă nu sunt cine este pentru adoptarea acestei hotărâri, vă mulțumesc! În continuare tot domnul Litvinenko. Da,
Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, foarte pe scurt, propun un proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea hotărârii guvernului 173/2014 cu privire la unitatea de implementare a proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău. Scopul inițiativei este de a elimina lacunile normative care au creat blocaje instituționale semnificative în activitatea unității de implementare a proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău. Propunem completarea hotărârii Guvernului 173/2014 cu un punct nou care prevede că în cazul vacanței funcției de manager al proiectului sau lipsei acestuia, interimatul funcției este exercitat de către o persoană din cadrul unității, desemnată cu acordul scris al acestuia prin ordinul Ministrului Justiției. Interimatul se dispune pentru o perioadă determinată de cel mult 6 luni cu posibilitatea reînnoirii. De asemenea, proiectul operează modificări în componența Comitetului de Supraveghere a Unității de Implementare a Proiectului de Construcții. Astfel, componența Comitetului va fi formată din următorii membri: secretar de stat sau secretar general al Ministerului Justiției, președinte al Comitetului, secretar de stat al Ministerului Finanțelor și directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor. De asemenea, proiectul extinde area de selecție a persoanelor care pot participa la funcția de manager de proiect, reieșind din faptul că în prezent numărul persoanelor care pot participa la concurs este foarte limitat, deoarece conform normelor actuale în vigoare, la concurs pot participa doar funcționari publici cu statut special din sistemul Administrației Naționale a Penitenciarilor. Prin acest proiect, stimat doamnă prim-ministru, stimați colegi, sper să reușim deblocarea procesului de construcție a penitenciarului, a unui penitenciar în Republica Moldova, care este extrem de necesar, reieșind din constatările Curții Europene a Drepturilor Omului, prin care se relevă deficiențe majore în ceea ce privește situația deținuților din Republica Moldova. Rog să susțineți acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Vă mulțumesc și sperăm să funcționeze justiția ca cei care merită să ajungă în penitenciare să ajungă acolo. Cine este pentru adoptarea acestei hotărâri? Vă mulțumesc! Următorul subiect, domnul Spânu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prin acest proiect de hotărâre de Guvern ne dorim să aducem mai mult dreptate pentru antreprenorii antrenați în transportul internațional de mărfuri. Este un proiect care de mai mult timp nu a fost votat în Guvern. Noi am adus careva îmbunătățire acestui proiect și acum îl vom supune votului. Trebuie să înțelegem că acest proiect vine să oprească corupția la distribuția autorizațiilor de transport marfar, în mod special transport marfar internațional, corupția și traficul de influență care, de fapt, a ghidat acest proces pe parcursul timpului. În acest context, supun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 257 din 2017, elaborat într-o implementare a stipulărilor Codului Transporturilor Rutiere, în ceea ce vizează regulile, modul de solicitare, eliberare și utilizare a actelor permisive. Scopul scontat al modificărilor propuse rezidă în instituirea unor prevederi ce vor eficientiza și transparentiza condițiile de eliberare și utilizare a autorizațiilor de transport rutier în traficul internațional de mărfuri. Remarcăm că, potrivit proiectului, se dispune revizuirea mecanismului de eliberare a autorizațiilor prin stabilirea unor noi criterii de divizare pe categoria acestora, în dependență de stocul disponibil și cererea pentru următoarea perioadă. Este important de menționat că autorizațiile unitare, reglementate de cadrul normativ în vigoare, urmează și în continuare a fi divizate în 3 categorii de instincte, ori prin intermediul proiectului se propune revizuirea criteriilor de divizare acestora și a condițiilor de repartizare. Astfel, în categoria 1 vor fi incluse autorizațiile ale căror stoc disponibil asigură pe deplin cererea pentru următoarele 40 de zile calendaristice. În cazul în care stocul disponibil nu asigură respectiva cerere, autorizațiile vor fi incluse în categoria 2, iar dacă numărul de autorizații nu asigură cererea pentru următoarele 20 de zile, acestea vor fi incluse în categoria 3. Pe scurt, asta înseamnă că acele autorizații care sunt deficitare vor trece în categoria mai 2 sau 3, astfel ca cât mai mulți
transportatori de mărfuri să poată, de fapt, accesa aceste autorizații și să nu avem monopoluri sau anumite companii care au prea multe autorizații, iar unele din ele nu au deloc aceste autorizații. Cele care sunt în, autorizațiile care sunt în categoria 3 se vor elibera pentru o autorizație pentru 3 autovehicule. Astfel vom crea condiții egale pentru mai mulți transportatori de mărfuri și nu mă va avea situații în care câțiva transportatori de pe piață dețin extrem de multe autorizații, iar alții deloc. Un alt aspect important al modificărilor propuse rezidă în reglementarea noțiunii de parc eligibil real antrenat, care semnifică că eliberarea autorizațiilor va fi realizată doar operatorilor de transport care activează prin spre destinațiile solicitate, iar numărul de autorizații va depinde direct de numărul de curse efectuate spre această destinație. Așa, cu titlu de informație, în anii precedenți, în acest parc erau introduse tipuri de autoturisme precum betoniere, vehicule care transportă lemne sau vehicule care colectează gunoi. Erau incluse doar pentru a obține mai multe de astfel de autorizații. Deci, practic, acest regulament vine să exclude această posibilitate și să nu creeze iarăși factori de risc de corupție sau de trafic de influență. Menționăm că proiectul propune anumite norme ce vor duce la aplicarea fără echivoc a aspectelor procedurale privind condițiile aplicabile parcului eligibil admis la repartizarea autorizațiilor CEMT, inclusiv categoriilor de vehicule acceptate la concursul de eliberare a autorizațiilor de transport. Astfel vor fi excluse din concurs pentru eliberarea autorizațiilor CEMT vehiculele care, conform caracteristicilor tehnice, nu sunt utilizate la prestarea serviciilor de transport în trafic internațional și au o destinație specială, precum am menționat mai sus. Proiectul a fost supus avizării conform procedurii stabilite. Majoritatea obiecțiilor și propunerilor au fost considerate la definitivarea acestuia. De asemenea, au fost consultate toate asociațiile de transportatori care susțin aprobarea acestui proiect. În acest context, stimați colegi, doamnă prim-ministru, vă rog să spunem votului acest proiect de hotărâri de guvern. Vă mulțumesc. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri de guvern? Mulțumesc mult. Domnul Spânu, o decizie foarte importantă, mai ales că se începe procesul de eliberare a acestor autorizații și practica este tot atât de important ca și teoria, de aceea vă rugăm să urmăriți și să monitorizați acest proces astfel ca să nu existe asemenea practici cum au existat în trecut și cred că e foarte bine să ieșim la presă după ședința guvernului și să explicați, să fie foarte clar pentru toată lumea care sunt beneficiile acestei hotărâri de guvern și cum se integrează în promisiunile noastre de a combate corupția. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Am votat deja, da? Da. Atunci trecem la următorul subiect. Domn Topal. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la abrogarea hotărârii guvernului numărul 854 din 2010 pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior. Articolul 118, alineatul 1 din Codul Educației al Republicii Moldova prevede funcțiile didactice și științifico-didactice și științifice în învățământul superior se ocupă prin concurs în conformitate cu regulamentul cadru aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, în 2021, prin ordinul numărul 126, Ministerul a aprobat regulamentul cadru de organizare și desfășurare a concursului și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în învățământul superior. Prin urmare, regulamentul precedent aprobat prin hotărârea numărul 854 din 2010 nu mai este valabil și este necesară abrogarea acestei hotărâri de guvern. Este un proiect tehnic și rog susținerea pentru a aproba acest proiect. Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Vă mulțumesc. Următorul proiect, doamna Cantaragiu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale guvernului.
Proiectul este elaborat în temeiul articolului 13 litera F din legea numărul 29 din 2018 privind delimitarea proprietății publice, având ca finalitate completarea listei de bunuri imobile proprietate publică a statului, după cum urmează. Lista bunurilor imobile proprietatea statului aflate în administrarea agenției Moldova, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 351 din 2005, se completează cu 4 construcții. Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul public din administrarea agenției Moldova și gestiunea economică a întreprinderii de stat rezervație naturală Pădurea Domnească, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 161 din 2019, se completează cu terenul aferent construcțiilor respective. Construcțiile sunt folosite în scopuri turistice și au fost realizate în cadrul implementării proiectului de interes național amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească, fiind un proiect prioritar de dezvoltare regională. Bunurile imobile vor fi administrate de către Ministerul Mediului în comun cu Agenția Moldova, iar dreptul de gestiune economică este atribuit întreprinderii de stat rezervația naturală Pădurea Domnească. Prin gestionarea bunurilor imobile de către întreprinderea de stat rezervația naturală Pădurea Domnească se va asigura durabilitatea proiectului amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească pentru perioada post-implementare și se vor obține venituri suplimentare pentru această întreprindere realizate din prestarea serviciilor turistice. Rog aprobarea proiectului. Este pentru evidența corectă a bunurilor care au fost construite. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Și următorul proiect, doamna Cantaragiu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 549 din 2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu. Proiectul a fost elaborat în temeiul articolului 7, litera B, din legea numărul 136-2017, cu privire la guvern și are drept scop modificarea structurii Agenției de Mediu ca rezultat al reducerii efectivului de personal al acestei autorități în urma adoptării hotărârii guvernului numărul 145 din 2021, care stipulează crearea Ministerului Mediului, inclusiv împreună cu celelalte ministere. Astfel, se propune reducerea din structura organizatorică a Agenției de Mediu a unei unități de director adjunct și excluderea Direcției Management Instituțional, Serviciul Audit Intern, Serviciul Informații de Mediu, Educație și Conștientizare Ecologică și Serviciul Instruire și Consiliere de Mediu. Auditul intern în cadrul agenției va fi asigurat de către subdiviziunea de audit intern din cadrul Ministerului Mediului, în conformitate cu legea numărul 229 din 2010 privind controlul financiar public intern. Rog aprobarea proiectului. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Vă mulțumesc și aici încheiem ordinea de zi. Vă mulțumesc.